Eu sunt David. Astăzi am revenit cu un nou videoclip. Acum sunt în oraș. Păi asta este ideea de videoclip. Aici sunt în oraș, mi-am făcut și poze la camera foto. Și vreau să vă arăt stopportul. Să începem turul. Acum o să vă arăt poza. O să vă arăt și aici. O să vă arăt și stopportul dinăuntru. Dacă vă întrebați de ce sunt din astea de chinezi, păi începe Kung Fu Panda 4. N-am zis cum să nu știți Kung Fu Panda, desenele. Și da, acesta este stopportul. Dinăuntru stopportul. Pardon. Aici sunt mai mulți oameni, normal. A plouat și de-aia este un pic amurât, dar, na, vai, dungile astea de pe jos mă amețesc. Și acolo avem un magazin, aici avem maschi chinezi. V-am spus de la Kung Fu Panda, de la desenele care vi l-am zis acum. V-am spus acum. Și să știți că apare în 2024, adică acum, în 2024. Cred că deja s-a pus pe Netflix. Era și la cinema în România. Așa arată stopportul. Mai avem mai mult. E chiar foarte frumos. Acolo avem o florărie în față. Nu știu dacă se vede, uite, este roz. Acolo mai avem, nu știu ce e aia exact. Vă dau eu acum zoom ca să vă dați, poate vă dați voi seama ce e acolo. Stau o grămadă de oameni acolo, nu știu ce este exact, dar este. Aici avem magazin de papuci. Aici avem un magazin de vapuri electrice și de... Ce sunt astea? Vapuri electrice, vapuri. Aici avem Electrics, așa se numește, Food Car. Așa se numește Food Car. Ah, da, sunt cu pantofi și aici am ceva jucării, habar n-am. Aici este tot de papuci, un magazin de papuci, încă de vedem. Acolo sunt și poșete, nu sunt poșete, cizme, papuci pentru copii. Mici. Aici sunt de ochelari. Sunt de ochelari. Doamne, să nu mă prindă ăștia că fac video. Cred că-i spionez. Aici tot un magazin de ochelari. Aici The Prane Shop. Perfum. Magazinul de parfumuri. Aici avem... cred că e de cafea aici. BT și II și I. Dar nu știu ce sunt astea. Aici cred că nu știu ce sunt astea. Ajet Xbox. Xbox. Sunt din astea de Xbox. E cu Xbox, că poți să le cumperi. Aici mai avem... aici este... Tesuet. Cred că sunt ori o gubelă, ori un... magazin bioi, m-am văzut pe ăla cum filmez. Hai să mergem mai departe. Aici avem magazin. Uite, acolo sunt telefoane. N-am observat. Eu nu cred că alea sunt telefoane, ori sunt ceva, de, nu știu, ceva lipit de plastic. De exemplu, un iPhone lipit pe ceva plastic. În formă de iPhone. Este foarte multă gălăgie, este foarte multă gălăgie aici, pentru că acum a venit un avion și avionul se vede foarte aproape de aici din Anglia și de-aia nu mă aud așa bine.
că fac zgomot. Aici o gubelă. Și acolo e camera foto. Stai să vă prezint. Trecem frumos pe lângă. Vai, e impasnic. Aici avem camera foto. Aici avem din asta de copii. Mașinuțe. Aici avem camera foto. Aici mi-am făcut eu pozele astea. Hai să plecăm. Am trecut pe lângă un om. Aici, nu știu dacă e chiar o gubelă. Cred că e o gubelă de haine și cu mobile. Aici avem pahare de sticlă. Aici avem un scaun de bebeluș. Acolo avem și cărucior. Slash. Eu nu pot să mai mă uit ce mai e acolo, că nu vreau chiar să intru în magazin să mă vadă ăștia acum. Și dacă deja m-au văzut. Doamne ferește. Aici avem bagheta lui Harry Potter. Sau cred că-l fata asta. O știu. Uite Harry Potter. Mamă, cât e cu magie. O grămadă de plușuri. Yo, ăla era un pat. Cred că era un pat. Security, ioi. Mă prind ăștia că i-am filmat. Bine, am filmat pentru vlog, normal. Aici avem cărți și tot felul de chestii. Aici mai avem ceva, să zicem ce scrie. Research and support. Suportul de hold of key, cheie a lumei, ce e asta? Doamne frate. Aici avem... Bă, asta e din China. Aici avem mașinuțe, astea cred că sunt din sticlă, bine, în afară de asta. Dar sunt din sticlă și, da, flori și, da. Aici nu știu ce este, sincer. Sincer. Aici tot ochelari. Cred că v-am arătat aici. Vision Express Opti Case. Nu știu dacă v-am arătat. Happy Mother's Day. The Mother's. Mamă, ziua mamei! Happy Mother's Day! March Jack Bobs! Mother's Day! Buzz, Happy Mother's! Gucci! Gucci! Ioi! Prieteni, am o idee. Îi spun la mami că să ne dea un pic... câțiva bani ca să mă duc să iau un cadou și spun că vreau eu să-mi iau ceva. Vă anunț dacă mi-o dat. Am banii. Din câte nu știți ce vreau să spun, este mergem la magazin și luăm la mami un cadou. Eu i-am spus că vreau eu să-mi iau ceva de 2 lei de iau la mami. Aici este de ziua mamei, nu? Da. De ce să iau? Că e foarte scump. Eu am doar 6 lire. Să-mi bat picioarele, că n-am găsit nimica pentru mami. Mai intru într-un magazin, poate găsesc ceva pentru mami. Nu știu exact. Dar poate găsesc. Am venit aici la bijuterie, dar să nu credeți că o să o caut prin toate magazinele. Sunt într-un magazin foarte mare. Trebuie să găsesc ceva care îi place, care îi place, dar am avut. Nu găsesc nimic, că n-am găsit până acum. Na, mai mult cu cărți. Haideți în magazinul ăsta, am găsit aici, cred că și cu iubire, da. Oh, păi aici am fost, aici am fost, aici am fost, da. Sign up for Papa John's, $200 Aici avem un raft din asta plin. Dar nu știu exact ce să iau. Oare spune clamele? Habar n-am. O clamă și mai au două. La mami îi place foarte mult moș.
nu știu cum să faci, să, cum o să aibă reacția. Mamă, o să-i placă, la sigur o să-i placă. Gata, mami. Ce? Ție ți-am luat-o? Pe bune! Da! Și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like, un subscribe, apăsați pe clopoțel și noi ne vedem data viitoare cu un nou episod. Un nou videoclip. Pa!